Bună, dragi prieteni, suntem din nou la Dr. Planet, o emisiune despre cunoaștere și astăzi discutăm și am început un subiect anterior cu copiii și cu șansele în viață și cu ceea ce avem de făcut și domnul Dr. Mina este o puternică sursă de inspirație pentru noi, o foarte puternică sursă de inspirație, fiindcă vine cu niște abordări foarte realiste, foarte practice și niște soluții câteodată neconvenționale. Hai să vedem ce ne mai spune astăzi domnul doctor, pe care îl cunoaștem și din această perspectivă, a unui om care vrea să se implice social, a unui om care vrea să formeze, să creeze o asociație. O asociație împreună cu mulți dintre pacienții și prietenii dânsului. O asociație care să servească și să ajute primii pași în viață, orientarea în viața copiilor. Da, asta ne dorim. O să urmeze. O să dau mai multe detalii pe viitor, dar ceva asemănător ce vorbim acum, am făcut acum vreo 8 ani. Am fost invitat de o altă asociație la un hotel mare din orașul nostru și unde au fost, cred că erau 500 de elevi de liceu. Scopul era să creăm inspirație, să fie antreprenori prezenți, să vorbească cu tineri. Eu acum, după ani și ani, m-am cam plictisit și eu de antreprenori și despre hai să vorbim și să ne lăsăm corporul. Da. Dar atunci asta era schema și m-am prezentat, nici nu știam despre ce e vorba. Era la ora 4, eu m-am prezentat la 3:30, că m-au rugat domnii acolo să fiu așa. Erau 3 înși înaintea mea, asta era sigur, și eram ultimul. I-am rugat să fiu ultimul, pentru că nu știam cum începe decalajul și ei m-au anunțat că eu eram în cabinet, lucram. Ca de obicei și acum sunt o grămadă de oameni afară, lucram, mi-au dat un telefon, vino acum. Și eu m-am prezentat cu jumătate de oră. Ei oricum erau decalați și am prins 2 prezentări. Au avut loc de prezentările, eu eram, nu știu cum să zic, oripilat despre ce auzeam acolo. Deci copii, clasa 10-a, copiii mei nu erau atât de mari atunci, dar ăștia erau mari, clasa 10-a, 11-12. Un domn, nici mai știu cine era, vorbea despre cum a făcut el 40.000 de like-uri într-un an, și că și-a făcut cifra de afacere 1.000.000 de euro și care nu știu câte pierdere. Și eu mă uitam la fel de nedumerit ca și toți copiii de acolo, din clasă, din sală. Nu s-a înțeles nimic. Omul probabil că era un antreprenor bun, câștigă mulți bani, ok, dar nu a dat un mesaj. Următoare era o doamnă care nu era antreprenor, lucra o bancă, era un director de bancă, a vorbit despre jobul minunat și cât de bine era. La fel de interesant, pe care am venit eu. Am avut o zi, am avut câteva zile, dar o zi m-am ocupat să fac ceva. Ei mi-au zis că putem folosi un proiector din ăsta. O imagine e mult mai puternică decât doar o vorbă. Da. Și am făcut un slideshow de vreo 30 de poze, începând cu viața mea. De la un an sau 2-3 ani de când mi-aduc eu aminte niște povestioare, până la prezent, până în present day. Și dădeam slideshow, era ca și cum erau pozele mele de pe Facebook, eu așa le-am prezentat. Vă arăt din Facebook-ul meu și începem cu... din când m-am născut eu. Toată lumea era foarte... Eu am vorbit liber și sincer cu povești, cum am făcut primii bani, vindeam niște casete, eram în Canada, student. După aceea am venit la stomatologie. Ce vorbeam și mai devreme? Nu știi niciodată unde te duce viața, e o aventură. Că poți să fii în România, poți să fii în Canada, poți să fii înapoi în România, adică trebuie să fii pregătit pentru astfel de călătorie în viață. Adică îți faci un plan, dar în același timp să fii deschis și la schimbarea acestuia. Le-am făcut un afiș cu cuvântul succes. Și pe urmă, al doilea era definiția din dicționar. Efectiv, mot a mot. Și a treia era definiția după Adimina. Și era cu tot o altă definiție. Era o definiție că succesul este total personal pentru tine. Și poate să fie de zi. Pentru mine e un succes pentru zi. Dacă m-am trezit, am mâncat, am venit la muncă, am făcut toate tratamentele la zi, am strâns mâna la toți pacienții și suntem fericiți și am încheiat zi. E o zi de succes. Ăla e un segment. După aceea, un an cu succes, 5 ani cu succes. Adică fiecare lucru are, sau pentru fiecare om, acest meaning este diferit, acest reprezentare e diferit. Da. Și am terminat tot speech-ul, n-am vorbit niciodată despre bani, n-am vorbit niciodată despre că sunt stresat la muncă sau nu, nici nu mi-am zis ce fac la muncă și toți mi-au pus, cred că 1.000 de întrebări și mă grăbeam și tot mai avem o întrebare. N-au primit nimeni întrebări din sală, dintre ceilalți invitați. Care s-au am mai stat cu cine, am mai vorbit cu ei, erau foarte engaged, erau foarte... Le-am povestit despre o afacere de mea care am deschis-o în paralel cu stomatologia și există și astăzi. Cum am fost în Europa să
bat palma cu niște directori la o firmă, cum am desenat niște hărți să demonstrez cât de mare este portofoliul nostru de... Adică am făcut cum am crezut eu atunci și am și semnat niște contracte. Și toată lumea era, toată lumea, fiind copii de clasa 10-11, aveau nevoie de motivația asta. Și să le spui unui copil, am făcut asta în România, fără șpagă, unde toată lumea are impresia, dacă nu cunoști pe cineva, dacă nu, am deschis legătură, o afacere cu niște elvețieni, care nu i-am cunoscut niciodată, online, 3 telefoane și 2 vizite în Elveția, care există și astăzi, acest fenomen, această afacere. Deci, foarte mult m-am bucurat de momentul ăla. Am mai avut unul similar în București, care deja, dar cred că primul a fost pentru mine cel mai bucuros așa în moment. Și am zis, au trecut ani, hai să fim noi ăia inițiatorii care le facem mai bine decât doar să prezentăm în... Și totodată vrem să bucurăm copii, să le dăm curaj, să înțeleagă că ei pot. Adică sunt copii talentați de pe toate direcțiile, nu neapărat medicină. Adică eu le-am vorbit să fie liber să facă ce vor ei. Și toți vreau, cât faci ca stomatolog? Cât bani? Tot ajungea la discuția financiară. E bine, stați liniștiți, e bine. Dacă vreți un răspuns, e foarte ok. Da. Fă-o din pasiune. Și totodată nu fă doar un lucru, iarăși. Trebuie să fii activ. Nu poți face în viață un singur loc. Un singur loc unde trebuie să ai un singur, nu știu, loc, este cu soția. Una singură. Da. În rest, să ai mai mult. Mai mulți copii, mai multe afaceri, mai multe joburi, mai multe... Da. Mai multe. Asta e viziunea mea. Da, exact. Da. Personală, fără... Exact, da. Că unele, la unii se mai pot schimba soțiile, de exemplu, sau bărbații. Una anumite situații, da. Poate să vină următoarea, one at a time. Dar în restul poți să ai mai multe deodată. Adică... Da. Cred că în ceea ce îi privește pe copii, ei sunt dublu copleșiți. Prima sursă de a fi, știu eu, depășiți de evenimente, este generată de faptul că nu înțeleg dinamica și viitorul profesiilor existente azi. Adică în foarte multe domenii ei văd o schimbare, se gândesc cum va fi peste 10, 15, 20 de ani când ei vor fi în apogeul vieții lor, știu eu, când vor fi la 40 de ani în mijlocul vieții, în vârful carierei și nu reușesc să identifice o predictibilitate vis-a-vis de acest lucru, unora dintre profesii. Și mă refer în special la profesiile financiare, mă refer la profesiile care țin de marketing, de bani, de vânzări. Apoi, asta pe de-o parte. Pe de altă parte, sunt copleșiți de numărul foarte mare sau mult mai mare de posibilități pe care l-au avut sau l-am avut noi atunci când am început. Noi când am început aveam o abordare care însemna o direcție între puținele posibilități, medic, avocat, inginer și așa mai departe, cu posibilitatea de a te reconverti, reorienta, repoziționa într-un anumit moment atunci când se ivește ceva. Fiindcă ne-a învățat societatea de atunci să ne adaptăm. Eram ca un fel de ființă ce pășește pe un teren în mare parte necunoscut. Mă refer la imediat după Revoluție. Acum, în cazul lor, lucrurile sunt, nișele sunt umplute, sunt foarte numeroase și asta îi zăpăcește un pic. Sunt foarte multe posibilități și foarte multe nișe și practic îi pot fi superficial în felul ăsta, că nu mai au cum să țintească pe ceva. Exact. Și pe de altă parte, nu știu de ce se așteaptă în multe dintre domeniile existente sau funcționale astăzi. Nu știu cum o să fie banca, serviciile bancare și banca în general peste 10-20 de ani. Probabil că se va informatiza la așa nivel încât operatorii vor face total altceva. Operatorii vor sta numai pe calculator, vor lucra de acasă și vor face treaba de acolo numai în internet. Apoi sau în sistemele, știu eu, securizate ale lor de comunicație. Apoi, în domeniul medicinei există o foarte puternică specializare pe domenii care țin extrem de mult de tehnică. Adică sunt foarte multe domenii și stomatologia este un domeniu unde dacă nu ești puțin inginer și nu ești în
în, știu eu, la zi cu tehnica, cu noutățile și cu tot ceea ce înseamnă ingineriala din spatele medicinii, din ramurii medicale, nu mai existi. Nu mai ești acolo, ești depășit. În medicina umană, în medicina internă, de asemenea, sunt o mulțime de, și în cea veterinară și multe domenii sunt, sunt dependente de tehnică. Și atunci ei sunt puțin dezorientați din această perspectivă și deseori reacționează fie acceptând ce le oferă părinții, prin faptul că le asigură pachetul care înseamnă ia meseria, ia și business-ul, ia și bucățica de treabă și fă-o, preia-o tu. Tasul, să dau un exemplu, are magazine. Îi spui, uite aici, un magazin, tu te ocupi, ai făcut ce vrei, liceu economic, fă liceu economic, fă o facultate, una se care se potrivească cu magazinul tău, ești aici în domeniul economic, deja ai magazinul, te-am împins acolo. Te-am ocupat de copilul ăla, are alte veleități. Nu, aici nu prea se ține cont de ele. În România, în general, e o problemă. Nu, că școala nu le identifică. Am identificat multe probleme cu școala. Probleme. Școala, în loc să identifice veleitățile, nivelează toate spike-urile astea care le-au. Nu contează decât ce am zis mai devreme, decât vorbeam despre America, dar nu contează decât limba română în România și matematică, ca materii. Da. Și restul sunt subapreciate și subcotate. Și dacă ai 10 cu 10 cu 10 la asta e cel mai important, niciun profesor nu o să zică, îți dau 8, îi stric media copilului. Dacă copilul e de 8 sau invers, dacă e de 6 și de 8 la română și la mate, îi trage toate notele în jos. Nu mai de 10, zice, copilul e un derbedeu, nu învață la toate materiile astea și nu... Da. Noi învățăm din... sau ceea ce învățăm este în mare parte inutil și redundant, este în mare parte doar efort intelectual, un fel de gimnastică pentru creier, Și în a treia parte, total neatractiv. Copiii care fac astăzi, de exemplu, matematică, și noi suntem buni la matematică la nivel mondial, fiindcă avem o programă școlară care include matematici superioare, matematici care nu și-au utilitate decât ca sport. Doar o paranteză mică. Da. E bună matematica și suntem buni, dar chinuim 70% din copii pentru aia 30% care au ceva genetic, nativ, sunt buni ei. Exact. Și aia ar trebui ajutați puși în clasa lor. Lasă-i pe aia 70-80% din copii care... Eu nu sunt bun la matematică, n-am văzut niciodată. Norocul meu că am trăit în Canada, mi-am făcut liceu acolo. Da. Deci copiii mei născuți în România și făcut toate clasele până în prezent aici, și eu nu știu să le fac matematica lor. Deci nu, începem cu clasa 7. Radical, trigonometrie, matrici și așa mai departe, nu îi folosești în viața de zi cu zi, dar continuă să existe în programa școlară în detrimentul altor lucruri pe care nu le fac și care ar putea folosi. Și în primul rând, în momentul în care tu dai ceva matematică superioară în lucrul la tot ce înseamnă căpușoarele, adică să toate cele 30 de nu se poate așa. Nu e regulă. Nu e regulă, fiindcă tu, în primul rând, îți bagi de matematica superioară, punând-o să fie jucată de copii. De copii care nu o înțeleg și îi chinui. Exact. Care nu au abilități dovedite în sensul ăsta, decât poate 5 din 3 sau 3 din 3. Și le scazi moralul. Le scazi moralul la ceilalți 25. De că nici mai vor la școală a doua zi la alte materii. Și uite, ăsta e un ciclu vicios care există. Da. Permanent. Și nu știu cum am putea să atingem subiectul ăsta ca acești copii victime, să le dăm o denumire, cum să iasă din circul ăsta? Nu-mi dau seama. Părinții sunt implicați, profesorii sunt implicați, nu, statul român cu curriculum. Nu dat-o pe gât, ci valorizarea. Adică unul ca mine am înțeles-o și nu i-am stresat pe copiii mei și am trimis unde trebuie și am, dacă au fost buni, știi cum e, un atlet vrea să fie împins la maxim. Da. Păi dacă e bun la matematică, dă în el cu matematică, fără să fie cel mai bun. Vezi că îi place. Dacă nu îi place și el e bun la artă, sau e bun la limbi străine, la limba română, la altceva, ajută-l pe partea aia, dă-i în aia și crește motivația acolo, că e absolut, eu nu înțeleg. Vezi că are perspective de a fi băiat, inginer, îi place, dă-i drumul cu matematică, cu trigonometrie, în regulă. Dar dacă tu vezi că el are, dimpotrivă, alte tendințe spre biologie, spre arte, spre muzică, spre alt domeniu, lasă-l în pace. O concurență între părinți. Ocupi timpul, ocupi creierul, îi obosești creierul și îl demotivezi. Spunându-i că tu, ca custode al învățământului, îi spui, doamne, matematică trebuie. De unde știi tu, mă?
Păi nu, ăla e baremul ca să intri la nu știu ce liceu, adică... Da, matematică trebuie ca să intri la liceu. Nu trebuie să faci nimic cu... Păi de unde știi tu că eu sunt acum la liceu, voi ajunge să produc peste, sau să trăiesc și să trăiesc din ce muncesc peste 15 ani de zile? Arată-mi și mie că ai făcut un studiu și știi ce o să fie peste 15 ani. Știi peste 15 ani de zile când nu mai este telefonul cu care calculezi, ci este roboțelul la care strigi. Corect. Caută-mi și mie bursa de New York și l-auzi așa, în timp ce bei cafeaua și ea îți face cădere pe ăla, cădere ridicare. Nu-ți, sau, știu eu, calculează-mi și mie cât are nevoie un avion pentru a ajunge la 1000 de km la oră. Da, pentru aia care au capacitate și doriți să existe lucrul ăsta și să o facă bine, dar pentru nu, nu. Da. Cum sunt școlile din alte țări, școli private, școli cu, cu un alt abord. Dar am zis, e o problemă, eu nu pot să prind așa, cum am putea să motivăm? Pentru că un copil la 5 ani, 4 ani este greu de motivat așa ce vorbim noi. Da, da, fii da. Liber, plimbă-te în lume. Are 4 ani, îl duci acasă și părinții lui zice, aici greșit, sistemul. N-ai făcut bine la matematică, Irinel de lângă tine a luat 10, tu ești fraier. Ei trebuie aduși în situația în care să-și aleagă. Dar problema vine, statul român, care are o responsabilitate și nu-și asumă, da. Ministrii avem care sunt cel mai mic numiți consum. Și ei, de fapt, nu sunt educați ei. Cel mai mic procent din PIB consumat pe învățământ. Cel mai mic. Avem o problemă. Sub 4%. Profesorii care sunt demodați și ăștia noi care vin sunt învățați aceeași proastă doctrină și nu fac nimic. Cel mai mic din Europa. Mai sunt și alte state, în alte țări, în alte zone dar cred că geografice. Da, dar în Europa suntem sub bulgari, consistent sub bulgari. M-am uitat pe o diagramă din asta, suntem mult. Nordicii investesc foarte mult în învățământ și nu este numai investiția financiară din învățământ, care contează și ea foarte mult, bineînțeles că resursele materiale folosite sunt costisitoare. Dar contează și planul și mintea și creierul și ce oameni folosești în a deveni formatori și a deveni decidenți în învățământ. Fiindcă da. Degea, poate că ajungem la 5% din PIB să dăm pe învățământ. Ce facem? Dotăm niște laboratoare, facem niște școli, facem niște piscine ale unor școli și facem o școală sportivă? Da, e viziune învățământ. Da, până la urmă, învățământul trebuie să aibă, dincolo de aceste investiții materiale și investiția în să zicem așa, structura materiilor, în modul în care, cum spuneai, la 5-6 ani de zile, un copil nu știe ce vrea. Dar tu, ca și custode al învățământului, tu poți să-l dezvolți ca în câțiva ani de zile să-l lași liber și deschis să-și poată identifica ce își dorește. Că altfel tu el rămâne la ce îi dai tu. Și la 16 ani de zile, un dita mai bărbatul de 16 ani de zile, când îl pui ce vrei să faci sau ce... Știi. Diseară vreau să mă joc pe calculator. Eu sunt de acord. Nu trebuie să știe neapărat ce. El trebuie să știe ce are de făcut până în prezent. Adică un copil, dacă intră pe copii, știu că până la 24 ani au școală. Da. E un răspuns. Păi eu am școală. Nu știu ce vreau să fac mai încolo. Vreau să fiu astronaut. Voi vedea. Voi vedea. Dar am școală. Poți să ai școală, poți să-ți dezvolte niște pasiuni. Școala poate să zică, știi ceva? Eu la mine la școală mi-a plăcut să fac aeromodelism. Sau să fac mai știu ce naiba, sau să mă ocup să fac niște ierbare interesante, sau să mă ocup de știu eu, ecologia, nu știu cum, și să fac niște materiale în sensul ăsta. Am făcut niște compuneri, am făcut niște lucrări, ne-a dat la materia respectivă să ne deschidem mintea și să spunem ce vrem noi despre materia respectivă sau despre un subiect. Adică îți dezvoltă creierul și atunci îi vezi că nu-ți mai dă un răspuns așa de placid, cum spuneai și tu. Vedem când termin școala. Și eu o să zic că mi-ar place să. Deja începe să viseze, începe să se gândească. Și atunci te gândești că cel puțin o parte din materiile la care merge, deja începe să meargă din curiozitate. De plăcere. Ia de ce mai vrea asta să zică? Normal. Decât prezenta formulă unde nu vrea să se trezească din pat dimineața, că nu le place școala. Da, da. Eu am un plan personal, nu știu dacă va funcționa sau nu, dar cred că cum zic, e foarte dificil, că sunt multe chestii de schimbat. Guvernarea, ministerul, profesorii vechi, profesorii noi, copiii care nu înțeleg, părinții care sunt cei în roata asta a șoarecului. Da. Cred că o să încep cu părinții, dacă vor să mă asculte, și cu copiii ăștia mai mari, care nu mai au mult. Adică poate în 20 de ani ajung ei să fie la putere, la hamuri.
Și dacă părinții își ascultă 3 ca mine, 5 ca mine, 10 ca mine, dacă ne mulțim așa ca idee, ar putea să înțeleagă că copiii ăștia trebuie să fie lăsați liberi, să se descopere ei pe ei, să învețe, să fie așa, profesorii. Am admirație pentru câțiva profesori care sunt, dar lucrează într-un circuit care le dă cu ciocanul în cap în fiecare zi. Deci ei sunt foarte deschiși, foarte liberi, foarte în regulă pentru copii. Dar nu e pus la punct sistemul și nu sunt lăsați să fie așa. Că de sus vine o programă și trebuie să respecte programul. Dar dacă ar fi și profesori, ai mai mulți, ori doi. Și dacă facem regulare, dacă în fiecare lună ar fi încă unul, ori doi, ori doi, ori doi, ori doi, la un moment dat ar fi perfect. Adică ar fi mai mulți profesori de calibru corect, mai multă conducere care dau tonul, că până la urmă un lider trebuie să zică, de acum încolo facem așa. Nu schimbăm programa, dar hai să dăm un alt flex. Adică tu poți să vii cu aceeași programă pentru un moment și să faci într-o tranziție. Să nu chinui copiii achinuiți și să-i ridici pe aia care sunt mai puternici. Până când se va ultimately, până trebuie schimbat tot sistemul. Dar până atunci se poate curba un pic. Da. Și să creeze o flexibilitate. Da. Deci părinți, copiii ăștia mai mari, care avem mare nevoie de ei, să ne schimbe viitorul, să ne schimbe, nu știu. Și eu îmi visez o pensie frumoasă în România. Cu străzi frumoase și cu copaci verzi și cu... Da. Cu o țară sănătoasă, posibil, o țară funcțională. O văd posibil, pentru că ăștia care o să ne asigure nouă pensie sunt copiii noștri. Adică ei trebuie să fie la putere. Dacă n-am încredere în copilul meu, că nu merge. Înseamnă că nu sunt un părinte bun. Înseamnă că nu am dat educație corect. Chiar dacă zici, nu domnule, nu stau eu să-mi dea ei pensie, îmi fac eu niște afaceri din care stresc din chei. Tu trăiești într-o țară. Nu vorbesc de pensia financiară. Vorbesc despre perioada anului, anilor, când vrei să... Trăiești într-o țară faină, curată, care funcționează. Să-ți apreciezi așa rodul, ce ai făcut toată viața, să zici gata, acum respir aerul de dimineață, nu mai mă... Să vezi o societate productivă. Dar o văd că e posibil. Adică simt că suntem o grămadă de oameni buni și capabili și din Parlament am foarte mulți prieteni care, când vorbim așa one-on-one, totul este super. Adică se face. Acolo, în formula asta, cumva, s-a schimbat. Exact ca în fotbal. Jucăm bine, dar la finalizare acolo nu pleacă spre poartă șutul. Și încă o chestie care să motiveze așa populația, tineretul, nu neapărat tineretul, toată lumea, să devenim jucători. Că în viață și pe planetă sunt 22 de jucători și un stadion de 80.000 de privitori. Exact. Hai să fim noi aia de pe teren. Să mai urlăm și până plece acasă, supărat că ăla n-a dat bine cu mingea. Păi tu ce ai făcut? Ai stat în tribună și te-ai uitat. Da. Te-ai uitat cum a furat ăla, te-ai uitat cum copacul a murit, cum au turnat motorină acolo, cum parcul e dezastru, cum... ne-am uitat. Da. Am o prietenă bună care se duce la Carrefour, de exemplu, și își cumpără cartofi. Și vede că Spania, Grecia, vede raion, nu vede România. Și o cheamă, da, trebuie să faci asta. Adică și pe mine alții oameni mă inspiră. Băi, cartofi românești, chiar ai pe una. Da. Haideți, doamnă, că dacă vi puneam acolo, nici nu-i cumpărați. Doamnă, dar vă auziți? Eu vreau să trăiască țăranul român, vreau să trăiască România, eu nu vreau să trăiască neamțul, că nu-s neamț. Aia să-și vadă de țara lor. Dă-mi foaia, vreau să fac o reclamație. A chemat o superioară, a făcut o reclamație, a zis că a doua zi s-a dus să avea cartofi românești. Check, a rezolvat. Bine, un om, un obiectiv, a rezolvat-o. A zis că a fost altă dată, nu știu unde, e foarte pasionat de flori, de plante, de natură. Și erau... ce plantă mi-a zis care... cactuși, care nu trebuia să fie și erau uscați, nu știu în ce magazin. A zis că n-a avut timp să se certe, că se cărbea, dar altă dată revine și se certe cu ea. Zis, nu e posibil așa, n-am fost udați cu ani sau cu lunile, nu știu cât trăiește un cactus în raft, dar ar trebui să facem asta. Să nu mai fim privitorii din... adică zi de zi, am ieșit în casă, băi, să jucăm, suntem la meci. Da. Avem de dat un gol, două, trei, câte putem. Mai mâncăm bătaie, mai câștigăm, adică suntem în meci. La că noi e fiecare zi cu câștigul, e și cu pierderea. Da. La noi este despre chibiți, la noi este despre oricât de bine ar merge treaba, nu știu, moșule, muncitorii, el face bloguri, discuțiile astea sunt peste tot, la oricine zilei. Exact. Sunt, din păcate, nu există nicio sursă de optimism aici, niciun fel de așteptare pe pozitiv. Eu sunt optimist. Dar tu ești optimist, da. Și am o inițiativă, cum am zis, cu ce urmează. Vom grupa oameni de afaceri, oameni ca mine, oameni mai deosebiți ca mine, toate categoriile astea pozitive, să ne povestim din ce facem, ce am făcut, alții la rândul lor și sigur se creează o sinergie de bunăstare.
și transmite mai departe. Adică asta vreau. Da. Cum în fiecare zi vreau copiii mei să trezească. Noi avem o glumă dimineața, nu e în fiecare zi, câteodată nu e, dar încercăm foarte mult să facem Moș Crăciun în fiecare zi. Asta zice fiica mea. Mâine vine moș, îi zic eu. Pentru că într-o zi ne-am propus să ne culcăm de vreme tot, să ne trezim la 6, da, să facem dejun, să punem masa, să alarme. Nu e ușor. Ne-am trezit la 6, eu cu soția, am făcut alea, am lăsat-o pe cea mică să dormă mai mult. Și am făcut, nu vrea să trezesc. A, te trezește dimineața. A venit moșul, era, nu știu, era iunie. A făcut ochii mari. Și până a rămas gluma noastră. Hai, mâine vine moș. Ne trezim dimineața, ne motivăm și începe ziua frumoasă. Adică dacă ai trăit ziua că vine moș în fiecare zi și e Crăciun în fiecare zi, n-ai cum să fii... Da, da, și când te pui la culcare, te pui cu așteptarea asta. Vine moș. Vine moș. Să rămânem așa, că vine moș în fiecare zi. Stimați spectatori, astăzi ați fost cu Adi Mina și cu Adi Bâlbă la Dr. Planet. Am fost gazda dumneavoastră și sper că a fost interesant pentru dumneavoastră și mai ales motivant, că vine moșul.